Mulțumesc, doamnă președintă, stimați colegi. Obiectul declarației mele politice este: Moldova are nevoie de autostradă. În calitatea mea de deputat al Partidului de Guvernământ, astăzi voi vorbi despre modernizarea și dezvoltarea transportului, ceea ce eu cred că este o adevărată prioritate a Guvernului. Una dintre problemele majore ale României, cu impact negativ și semnificativ asupra stării economice și sociale a țării, este absența unei rețele satisfăcătoare de transport rutier rapid. România are în acest moment puțin peste 500 de kilometri de autostradă în operare și aproximativ 250 de kilometri de autostradă în construcție. Proiectul de modernizare și dezvoltare a transportului rutier trebuie abordat plecând de la principiul asigurării siguranței. De aceea consider că România trebuie să se alăture din acest punct de vedere infrastructurii europene, ținând astfel cont de nevoile românilor. Trebuie precizat că dezvoltarea economică a României poate fi sustenabilă doar prin dezvoltarea infrastructurii de transport. În anul centenarului trebuie să ne gândim la un lucru esențial pentru noi toți. De aceea este necesar să ținem cont de coeziunea și conectivitatea regională prin reducerea disparităților dintre regiuni. În prezent, legătura dintre Moldova și Transilvania se desfășoară pe traseul DN15B, DN15, care face față cu greu fluxului sporit de trafic. În acest context, autostrada Târgu Mureș-Iași A8, denumită autostrada Est-Vest, poate deveni o alternativă pentru traficul internațional. În același timp, specialiștii susțin că varianta cea mai fezabilă este autostrada Iași-Bacău-Brașov. Această autostradă poate fi construită pe traseul Iași-Bacău-Onești-Valea Uituzului-Brașov, fiind un traseu mult mai ușor de executat, urmând să se realizeze o legătură rapidă și sigură pe direcția Est-Vest între Transilvania și Moldova. Pe termen mediu și lung, autostrada va facilita traficul internațional de tranzit, ce se va desfășura între coridoarele paneuropene 4 și 9, aceasta urmând să realizeze o legătură rapidă și sigură între autostrada Transilvania A3 și coridorul 9 paneuropean București-Focșani-Albița. Este de amintit faptul că legătura dintre regiunea Nord-Est Moldova și capitala țării București se desfășoară pe drumul european E85. În acest context, autostrada Siret-Suceava-București trebuie să devină o prioritate de execuție pentru Guvernul României, reprezentând o alternativă atractivă, urmând să realizeze o legătură rapidă și sigură pe direcția Nord-Sud între Moldova și București. Prin execuția autostrăzilor, locuitorii regiunii Nord-Est vor beneficia de o schimbare semnificativă atât din punct de vedere social cât și economic, prin investițiile care vor fi atrase în regiune, acestea reprezentând rute comerciale importante în Nord-Estul României. În calitatea mea de deputat al Parlamentului României, fac un apel la toți colegii, deputați și senatori PSD și nu numai, din Moldova, pentru a ne uni forțele și a sprijini construcția acestor autostrăzi. Prin execuția acestor obiective vom pune bazele asigurării infrastructurii și serviciilor ca suport al activității economice și sociale pentru îmbunătățirea calității vieții. La 100 de ani de la Marea Unire ne este scris să fim împreună. Haideți, noi toți parlamentarii din Moldova, să fim uniți și să avem proiecte comune, corecte și viabile pentru dezvoltarea regiunii. Vă mulțumesc, deputat PSD Costel Lupașcu, circumscripția electorală numărul 7, Botoșani.